Da, dragi prieteni, suntem aici pentru un consiliu pentru de ceea ce s-a întâmplat. Este și turcul aici. Sperăm că are și el un cuvânt de spus. Nu. După cum s-a înțeles și am înțeles cu toții, după tot parcursul timpului trecut, pe care eu m-am făcut niște vloguri și dacă nu, ați înțeles foarte bine, dar uite, e și turcul aici și poate să ia cuvântul și să înțelegeți mai bine. Zi, domnul Turcu, ce putem să facem cu Olga? Ce să facem? E nebun, iar vorbește de mine. În situația care... A greșit? Că știe toată lumea că Ce ai greșit? Că ai avut o curbe. avea discuții Ai greșit tu și zici că personale am greșit eu. cu o fată pe acolo, care ea, săracă, fata aia n-a fost vinovată. Nu? Normal că nu a fost, Și i-a dat, cât i-a dat? Două genți în cap la fata aia. Cine a Da. dat? Și Unde aia era și aia aici? a dat. Da. Amândouă au dat. Ale mândouă. Ale mândouă. Bun. Atunci, ce putem... Pace în situația asta? Da. Oricum este pe lista neagră. Ce se poate face? Vedem mâine, de luni. De mâine încolo? Se realizează și s-ar putea să se remedieze treburile sau nu e nicio șansă. Dacă ăsta de la muncă Așa? vă dă un loc de muncă în altă parte, că firma asta are mai multe locuri Mai de multe muncă locuri de muncă, da. și voi între voi vă înțelegeți ca să rămâneți în continuare, rămâneți în continuare și mergeți la muncă. Dacă nu, fiecare pe drumul lui. Păi dacă nu facem într-un fel pe care să fie și ei bine și la toată lumea, să nu fie într-o parte dezamăgiri și într-o parte bine. Pentru că nici ea nu vrea să fie dezamăgită, nici eu, nici unul, nici oamenii de la firma și pe care ne-a primit cu drag și cu respect. Pentru că ei, oamenii din partea noastră, au fost foarte, foarte mulțumiți. Că dar știi și tu. Păi, normal că a fost mulțumit, că n-a mers munca. Eram oameni care avem, după cum știți și voi, un respect și ne ținem de treabă. Nu suntem oameni care putem lucra o zi, două și după aia să stai acasă să spui că te doare spatele sau nu știu ce. Oricum, spatele pe turcu e terminat, dar că tragi numai la porci acolo. Da. Mai Și luăm câte un vitamine de asta și da, revin serios spatele. vorbesc că nu e turcule aici, așa nu e de jucat, nu e nici de glumă. E o săptămână, dragi prieteni, cât stăm acasă, după care într-o săptămână, în doi, sunt niște bani pierduți și niște cheltuieli aici pe Da. teritoriul Care traiul e olandez, foarte care scump. traiul este foarte scump, Foarte. adevărat, și nu-ți permiți de a trăi măcar o zi fără de a avea un venit. Da. Pentru că mi-a spus și foarte multe lume aici, zice, și timpul care te duci la toalete costă bani. Aici. Dacă ai pierdut 5 minute, 10 minute din timp, deci costă bani. Deci Și nu vrei să este vă să plătesc spunem eu acum? ca în Și România, vrei să vă că plătesc eu acolo la timpul noi de asta voi, nu? sunt foarte multe lume care trăiesc pe ajutor social și pe a ceea ce fac astăzi, pe mâine. Aici așa este o viață stabilă, o viață pe care tu trebuie să dai randament și să fii un om de încredere și de bază. Aici, deocamdată, au fost niște greșeli foarte enorme pe care nu într-o firmă face oricine așa ceva. După cum și uite, și turcul este aici și știe. Deci nu e minciune sau să spunem că e spirit de glumă sau altceva. Este într-adevăr turcule Da, că frate. s-a greșit acolo și oamenii că au văzut greșeala și nu mai poate să pune acolo unde a fost. Păi e ceva normal că nu mai poate, cum am auzit și eu Înțelegi? de la oameni de acolo când îți dă o Da. hârtie de aia, o listă neagră, că așa este aici, Pe toată firma nu mai ai voie. pe toată firma, Alor.
a lor, nu mai ai voie 6 luni de zile. 6 luni, da. Așa deci, m-am zis de la oameni care sunt mai de mult acolo. Înțelegeți, dragi prieteni și tovarăși telespectatori. Aici așa este o greșeală. Nu numai că eu am făcut-o, deci dacă făceam, era tot dreptul, știam, mă asumam responsabilitatea, dar n-a fost nimic. Deci nici în partea aia unde am fost la sere și nici aici. Deci a fost total greșit pentru că știți, nu neapărat de te uita și gata, este totul într-o loc de muncă pe care cu toții suntem. Greșeala se plătește. Da. Și eu oricum o să încercăm cu Nadia să o facem să înțeleagă și să ia o mașină Olga și să stea cu ea acolo. Mai duce copiii la școală, mai se duce cu ea după un lucru, după aia și găsește pe internet, cumpără, vinde. Și acolo un garaj și pune lucrurile în garaj, le spală, le curăță și le pune pe internet. Și le vinde la oameni. Era bine, dar nu mai merge. Și face bani frumos acolo. Eu înțeleg, dar situația care s-a întâmplat și s-a încercat și asta, nu mai. Ea mi-a spus de 2-3 ori. Ce a zis? Că-i dă-n cap? Nu mai vin aici, că cine știe ce se întâmplă. Dar de ce s-a încercat? Că eu știu că nu s-a încercat. De ce s-a încercat a fost? S-a încercat, nu știe că a fost... Iată mizeria asta, da, hainele, nu le-ai bugdat. Eu nu știu, da. Discuțiile care trebuie să încercăm noi să împăcăm treburile. Deci cum încercăm și aici. Deci noi încercăm, dragi prieteni, și aici la locul nostru de muncă pe care îl aveam, să încercăm să facem bine și să fie totul bine. Deci dacă nu se poate nici aici, dacă nu se poate nici la Nadia, eu o să încerc să plec în Germania, dar nu la Nadia, în altă parte, ca să pot să revin, că îți dai seama, nu poți să stai acasă și să nu ai niciun venit, e foarte rău. Eu trebuie să fac un venit cât de cât, 2-3 mii pe lună sau cât se poate, 5 mii, 10 mii, cum spune și Diego, că face 10 mii. Dar noi nu suntem oameni de 10 mii și suntem oameni de rând, adică oameni de rând ca să ne câștigăm pâinea de zi pe zi. Asta înseamnă o viață liniștită și o viață fericită. De exemplu, uite cum e și turpa aici. Și-a lăsat familia acolo și a venit să câștigă mai mult decât câștiga pe Germania. Bineînțeles că câștiga și în Germania, dar vezi tu că 200-300 de euro, dacă sunt în plus, sunt bun venit și te duci după ei ca să-i câștigi. Înțelegeți? Dar aici dacă a fost salariul care a fost convenabil și a fost între 2000-2500, care n-ar putea să reziste și să stea măcar câteva luni de a ieși din situația pe care cu toții o avem, o datorie sau poate o dorință de a cumpăra o mașină sau de a lua un apartament ca să stai în el și apoi să realizezi viața ușor, ușor, ușor. Pentru că toată lumea suntem plecați de jos ca să ajungem sus, sus. Dar dacă tu nu vrei să ajungi de jos în sus, atunci oare de ce? Stai acolo jos, stai pe treaba ta și nu mai pleca de acasă, ca orice om din lumea asta. Uite, de exemplu și Turcu avea și el probleme, discuții, dar până la un moment dat rezistă și a plecat. Ce să faci? De asta trebuie să mergi înainte? Nu. Nu ai ce să faci. Dă-i afară aici, mai mult, mai ales. Așa că orice om din lumea asta, până nu suferi, n-o să ajungi în viața asta. Da, Turcule, probabil că îți pare rău a ceea ce s-a întâmplat, nu de mine, dar de cum n-a atâta, Olga. Vedeți-i voi, că ce vorbiți aici, spuneți aberații.
Aberația au stăpân. Nu e adevărat ce spune. Adică nu e adevărat că ai comis fapta la muncă? Ce m-a fapte? Ai dat cu la femeia cu geanta în cap. Ea mi-a dat cu geanta în cap că era îndrăgostită de tine. Și aia tu nu i-ai dat? Nu. Nu mai minți că i-ai dat? Nu. Uite, turcul e martor. Nu e. Ea mi-a dat. Ea avea geanta. Ia da. Ca să au să te las cu ea. Da. La muncă. Să stai cu ea la muncă și eu să vin în România. Și eu n-am vrut, am zis să ieșit o fără și eu și eu. Să ieși eu. Da. Și acum cum rămâneai cu ea la muncă și eu plecam în România? Păi. Asta vrei tu. Păi da, mă, cum atât, dar asta era o gelozie aiurea. Aiurea, greșită. Dacă era ceva serios sau era adevărat, da. Am nu avea bărbat femeia. Da. Dacă era așa, bărbatul nu mai vorbiți. Putea să vorbiți altceva. Nadia, cu cine a rămas acasă în Germania și tu ai venit aici? De ce stai fără? Păi Nadia e cu copii. Dacă ai familie, de ce lăsa copiii și pe Nadia? Să ia de tine acum. Lasă-mă tu pe ea, că ea e de cu ce copii, e bine acolo. Hai de cap, eu dacă am venit, am venit să fac un ban să îmi scap de datorii care le am. Ai datorii? Păi da, eu am mai fost la ea acasă, la copii. Dar acum nu înseamnă că dacă plec undeva sunt despărțit de ea sau o despărțire, știi cum e, când ai dat divorțul fiecare pe drumul lui. Da. Atunci ești despărțit. N-ai băgat divorțul de ea, o să bagi. Păi, până atunci mai e. Vedeți, dragi prieteni, pentru că nu vreau ca să la zic tine e altceva, la mine și altceva. Pentru că a fost lucrurile greșite, după cum nu știu ce ați înțeles voi de la vlogurile mele care eu le-am făcut, dar vreau ca să vă aduc la cunoștință că nu este dintr-o dată gata, ai înțeles și decis în ziua aia. Eu am vrut să decis și să fac lucrurile care i-am avut pe cunoștință și să fac ceva, dar nu s-a putut pentru că ne pare rău unul de altul. Chiar uite, când treci cu oameni asociați și încep să le cunoști mai bine, îți pare rău atunci când te despărți. Înțelegi? Și asta am zis, nu putem să-i dăm drumul lui Olga așa pe drumuri, pentru că are și ea niște bani de luat. Și chiar dacă o să pleacă, să pleacă cu bun înțeles, cere să rămâne acolo câteva luni la Strehaia. Și după aia o să revenim, uite, chiar împreună cu turcul înapoi pe Germania, să luăm niște mașini, un apartament pe care este stabil și cu acte cu tot. O să începem o altă viață, o altă muncă, pentru că una când ești angajat la contract și una când mergi tu pe afacerea ta. Deci să mergi pe treaba ta și pe afacerea ta înseamnă că e una și de a merge la contract și să fii angajat e alta. Nu? Da. Noi asta încercăm să facem, dragi prieteni, dar trebuie să înțeleagă și Olga situația. Dacă nu are loc aici, nu avem unde să mai să obținem pe locul pe țara asta de Olanda, nu se poate, nu se poate. Deci turcul nu poate să ajungă absolut nimic, este și el un om angajat, Nadia acolo nu se poate că sunt niște vorbe care tot așa nu se mai poate. Eu, oare la timpul meu, încerc să fac ceva din răsputere care trebuie să fie bine și pentru ea și pentru mine, dar trebuie să înțeleagă lucrurile așa cum se cuvine. Nu este niciun scandal, nu este niciun deranj la nimeni, nu ne-am supărat cu vorbe dure, nu ne-am bătut, nu nimic, suntem oameni care trebuie să înțelegem lucrurile de la capul la cap. După care turcul este alături de noi, noi suntem alături de el. Dacă e nevoie să ne ajutăm reciproc, ne ajutăm cu orice putem, dar Olga n-are cu ce să ne ajute, pentru că ea este o femeie pe care, vă dați seama, vrea să facă și ea ceva, dar dacă nu se poate, trebuie să retragă, să ia o pauză până când revenim noi, să intrăm pe planul financiar și să ne deschidem activitatea pe care noi trebuie să o deschidem. Din păcate, n-a s-a putut face ceva
financiar aici, nu s-a putut, dar o să încerc eu din rest puteri, chiar dacă turcul o să mai îmi dea 4-5 mii, să deschidem activitatea, o să o iau de la el. Nu se pune problemă. Și, dragi prieteni, o să ne revedem pe parcursul timpului, pe septembrie, octombrie. După cum știți că noi am fost la contract, dar o să ne retragem și o să mergem pe baza noastră, pe compropriu. Pentru că acolo este altceva, a ceea ce gândesc eu și a ceea ce vreau să deschidem. Dar, din păcate, până acum ar trebui să fie deschis și să fim retrași pe teritoriul german. Dar știți destul de bine că asta este noua faptă pe care a făcut-o doamna Olga, pe care am pierdut timp și bani și tot, după cum știți că voi ne urmăriți pe vlogurile noastre care le facem și spunem doar numai adevărul. După cum am zis acolo în alte vloguri, n-ați înțeles bine, poate am greșit eu cu ceva, dar sper că acum ați înțeles lucrurile de la cap la coadă. Pentru că nimeni nu pleacă de acasă de drag și nimeni nu pleacă pentru a iubi altă femeie sau femeia de a iubi un alt bărbat. Dacă iubești când atunci, persoana de lângă tine, da, când atunci pleci cu o problemă de acasă, te duci de a rezolva și de a câștiga un ban. Oamenii care se duc într-adevăr după alți femei și după alți bărbați, dar noi, după cum ne știți și ne cunoașteți după vlogurile care noi le aveam făcute pentru voi, ne cunoașteți foarte bine, pe Olga o cunoașteți foarte bine, nu suntem oameni de a aplica după un alt bărbat sau după un alt, după o altă femeie. Asta o știți cu toții, că noi am plecat de a face ceva în viața și viitorul nostru și poate și ea pentru copii și pentru nepoți și eu pentru ce am și toată lumea așa fac, pentru că totul ce strângem noi în viețile noastre nu sunt toate pentru noi. Mai facem și pentru nepoți și pentru copii și pentru părinți și pentru cine mai are nevoie în urmele noastre. Ca să înțelegeți lucrurile, sunt aici cu turcul pe spate. Dacă ați înțeles și sunteți convins a ceea ce v-a spus despre Olga, puteți să dați un comentariu și să-mi spune și mie adevărul pe care putem realiza și putem stabili Olga ceea ce putem face. Să stea cu patroana acasă 2-3 luni până în octombrie, noi vrem să vină înapoi, ori să stea aici, dar dacă e să nu mai pune asta agenția și este pe lista neagră, nu are unde să mai o pune oamenii. Pentru că aici așa apartamentele și chiriile sunt foarte scumpe și nu poți să stai să plătești din buzunar fără să muncești, fără să fii angajatul lor. Nu, turcule? Da, așa este aici. N-ai cum. Hai că stăteam cu tine acolo, dar n-ai cum să ne ții, pentru că oamenii spune, nu poți să ții pe oamenii, dacă tu ești un muncitor, e camera ta și ăștia trebuie să le dai afară, da? Unde? În cameră? Da. Nici nu aveai unde să stai. N-ai, vezi? Și asta vă spun, dragi prieteni, ca să nu ne luați în părere de rău, pentru că eu încerc să stau cu mine în cameră, că n-am, mai e nevoie de spate, de ăștia, da. Asta, ce vrei să faci? Mai era nevoie de spate? Păi te doare pe tine spate, știu, dar e vorba că aici așa, turcule, e într-adevăr și serios. Oamenii nu te ține aici, frate, pentru că sunt costurile prea mari. Și nu putem sta așa cum trebuie o femeie sau un bărbat să stea unde? Într-o cameră cu altcineva? Nu poți. Nu poți, nu. N-ai cum. Și atunci trebuie să decidem lucrurile așa cum se cuvine. Dacă e nevoie pe 12, pe 15 încolo, o să încercăm să stăm pe undeva până pe 12, pe 15. Dacă chiar nu mai este aici loc și nu se poate, până pe 15 o să stăm pe unde să stăm, la hotel plătim, facem ce facem, dar o să luăm o decizie stabilă pentru ceea ce facem în viața noastră. Vedeți că timpul este prea rapid, trece și trece din zilele noastre,
și fără niciun avantaj. Atunci când putem face ceva și avem timp, de ce oare nu facem? Că e Olga și face acolo o problemă, face acolo belea, face acolo ce face. Nu se poate așa ceva. Toți suntem plecați după bani, toți suntem plecați după timpul pe care îl avem să realizăm și să mergem cu Dumnezeu în continuare. Nu, turcule? Da. Uitați, e turc aici pe spate, nu vă mint, este totuși un adevăr. Totul ce s-a vorbit pe alte vlogurile, s-a vorbit, nu știu dacă a fost greșit sau poate a fost bine înțeles, dar asta a fost vlogul cu realitatea pe care vă spun din suflet și cu turcul alături de mine. Vă pup, dragilor, și vă așteptăm pe alte vloguri pe care o să vedem cu partea subieții ce se întâmplă cu noi. Vă pup și stați alături de noi! Ce faci, turcul? Eu te-am mâncat că am venit de la... De unde ai venit? Mâncarea. Am cumpărat mâncare. Ce mâncare? Ți-ai luat suc din asta să fii bun la spate, să nu te mai doare spatele? Da. De care e sucul ăsta? Pe la spate. Pă, ce pe la... E pentru spate, bă, spune la oameni, care nu te mai doare, dragi prieteni, spatele. Pentru spate și pe la spate e asta. Pe la spate e altceva, nu vorbi pe la spate, că oamenii înțeleg altceva. Ce înțeleg? Uite. Spate și pe la spate. Ce? A luat turcul, a luat ulei, dragi prieteni, a luat o sticlă de ulei. Dar l-a luat de porumb. De ce l-ai luat de porumb? I-a amestecat cu... I-a amestecat cu floarea sorului? Da. Băi, eu nu văd, dragi prieteni, aici. Nu este. E numai de porumb. Nu știu am dacă porumb. E bun de porumb. E bun. A luat niște usturoi, niște ardei din aștia. Zice că ardeii ăștia sunt o țără pălite, dar sunt bune. Deci n-au nicio... Aia, să zici că sunt stricate. Deci ardeii aia ăștia vin copți, deci copți pe plită, după care vin și roșiile coapte, nu, turcule? Da. Deci vin și roșiile, dragi prieteni, coapte și apoi venim cu carnea de pui, nu, turcule? Da. Carnea de pui, tot așa friptă pe tigaie, după care să scoate carnea, o lăsăm puțin la rece. Și adăugăm roșiile cu ardeii și cu usturoi. După care adăugăm puțin ulei, o țără oțet, după aia niște apă amestecat și roșiile și ardeii, da? Dacă e nevoie de o țără apă. Dacă nu, nu mai punem nicio apă, decât usturoiul cu ulei, o țără oțet pentru peste ei să fie o țără gust. Dacă e nevoie și de oțet, dacă nu, nu mai punem, depinde după gust cum vor fiecare, dar turcul cred că vrea o țără cu oțet, că așa că el, pe el îl doare spatele. Înțelegeți, dragi prieteni? Trebuie pe la spate, da, și oțet, asta este, o să vă arătăm și după aia când o să începem să... Intrăm în activitate, după care pe turcul lăsăm o țără să-și ia aerul, că a venit acum. Am transpirat. A transpirat. Vedeți că s-a dus cu... Nu avea mașina aici la îndemână și s-a dus cu mașina din aia. Avem aici așa o motoretă și din păcate n-a avut cască pe cap. Să nu mai puneam cască, că murem de tot pe păi și dacă te vedeau ăștia de stradalii de la control. E căldură afară, domnule, nu se poate mai pune cască. Vai, vai, trebuie să te duci cu cască pe cap. E o căldură aici, ia, sparge de tot, sparge de tot telefoanele, dă-i de tot cu ele nu jos. Nu mă dur aici, nu mai filmat tu pe mine. De ce nu te mai filmezi pe tine? Nu, a face făcut. Face curățenie, fraților, la plecare. Da, a mutat masa, da, zice, da, da, să da, nu se mai vede. Plecare, aban și lichidare. Da, să nu se mai vede pe partea asta, zice masa. Aha. Și să se vede pe aici, pe partea asta, albă. Aici avem trei culori, uite, una, două și a treia, dacă vedeți. Da. Am modificat tot pe aici, așa, după cum vedeți, că...
Și turcul e de mirat, trebuie să punem ăștia la rece. Chiar că e de mirat. Bă. E de mirat, nu că e de... Da, și să vedem mâine ce putem face. Ce zici, turcule, cu asta mâine? O trimite-mi acasă la Strehaia? Măi, eu nu știu, e problema ta. Voi cum vă înțelegeți între voi? Păi au dat oi ăștia afară, au pus-o pe lista neagră. Da. Și dacă e pe lista neagră, ce facem? A scris că m-a dat afară. Ce facem? Cum ai stat 4 zile pe carne? Până am vrut eu să mai merg muncă. Ei, nu ai vrut tu. Eram foarte obosit. Încă dat ai listă de aia neagră, nu mai. Listă neagră. 6 luni, nu mai e bun. Babu nu mă de afară. Ei, nu șeful. O ducem... O ducem acolo la Nadia, zic. Da? O jumoală aia de păr. Hai că vorbim cu Nadia să rămâne cu copiii acolo. Să mergeți voi la femeie, nu? Trebuie să spunem lui Nadia, primești acolo, că n-are unde să mai... Lasă să fac curăt aici și după aia vorbim. Aia mi-a spus de multe ori să nu mai cacă pe aia. Și au. De tine a zis. Și de mine. Da. Păi ce treabă are cu mine? Nu de tine, nu mai. Ce am făcut eu? Păi eu mori, doamnă, ca... Ia fac cadou. Ia, ia, da. Ia de turcule, ia turcule, ia. Te angajezi la altă firmă, ia. Te angajezi la DPD. Ia și tu, pereche. Ia, sunt bune. E o firmă care o să muncim de acum încolo. Și asta lui Bogdan, ia Bogdan și cu altă. Las-o acolo. Vezi că e etichetă, ia. Etichetă, da. Hai, ia îmbracă-te. Lasă acolo, hai, îmbracă-te. Nu îmbracă-te. Stai, drept. Stai, stai, stai. Îmbracă-te, hai.